Că tot vorbeam de relații sănătoase, ați consider important să conștientizezi ce ai nevoie să dezvolți în interiorul tău înainte de a începe o relație. Dacă ești deja într-o relație, nu e târziu nici acum să dezvolți aceste lucruri pentru că îți va îmbunătăți relația existentă. Primul lucru căruia se cere să-i acorzi o atenție mărită este convingerea că meriți. Asta îți dă o stare internă în care știi că ești destul de bun ca să meriți tot ceea ce ceri în viața ta, chiar dacă mai faci greșeli în procesul tău de creștere, că nu trebuie să fii perfect pentru a merita iubirea și respectul partenerului tău. Nu ai nevoie să demonstrezi că meriți, pentru că cel care este acolo pentru tine cu adevărat vede asta. Și ajungi să consideri că meriți atunci când vindești rana de respingere. Un alt punct important este să te reconectezi la tine și la nevoile tale. Nimeni nu le cunoaște mai bine decât tine. Și dacă ești deconectat de la tine, nu ai cum să ceri ce ai nevoie în viața ta. Pentru asta este nevoie să vindeci rana de nedreptate. Alt aspect pe care ai nevoie să-l dezvolți este respectul de sine, ajungând să nu mai accepti astfel comportamentele toxice, lipsite de respect și putând să-ți iei singur apărarea în cazul în care altcineva te tratează cu dispreț sau te umilește. Pentru a dezvolta acest respect de sine, se cere să vindeci rana de umilință. Apoi este necesar să dezvolți încrederea în sine, reușind astfel să te validezi tu pe tine, nu să aștepți să te valideze alții și să ai curajul de a fi singur, fără să mai accepti mizeriile altora, pentru că știi că te descurci și singur. Reușești să ajungi aici vindecând rana de abandon. Mai ai nevoie de a-ți cunoaște standardele, adică să știi ce faci tu pentru tine în mod regulat, ca să te simți bine cu tine. Și abia când tu te simți bine cu tine, poți să te uiți la relația cu cei din jur și să vezi care sunt standardele tale pentru o relație cu cineva, astfel încât această relație să crească nivelul de stare de bine pe care îl aveai deja. Aici intră timpul pe care ți-l aloci, intră lucrurile cu care vii tu în relație cu tine și apoi le extrapolezi la relația cu partenerul, privind ce oferi tu din ce dorește celălalt și ce oferă celălalt din ce dorești tu să primești de la el. Pentru acest aspect este nevoie să vindești rana de trădare. Dacă dorești să dezvolți toate aceste cinci aspecte ca să ai o relație sănătoasă, scrie-mi în privat ca să-ți ofer mai multe detalii despre ce ai de făcut. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.